râului, apă mică, umple-ți albia voinică, cu răcoare de izvoare ce încep din rediul mare. Ne-am deplasat la Rediul Mare, Dondoșeni, la inițiativa băștinașelor care țin la satul natal și doresc să păstreze lucrurile bune, să-i încurajeze pe meșterii ce au mai rămas, să transmită tradiția celor tineri. Până a ajunge la meșterii populari și la muzeu, am poposit la locul unde a izvorât răutul. Pe vremuri era multă apă, izvora permanent, practic. Foarte rar se întâmpla când lipsea apa. Erau salci de o parte și de alta a drumului și se forma ca un acoperiș de salci. Mergeai ca printr-un tunel. Furtuna le-a rupt și în ziua de azi au rămas doar vreo 3 salci. Este un loc simbolic pentru sat, o carte de vizită la intrarea în satul Rediul Mare din partea raionului Edeneț. Pe teritoriul satului sunt mai multe izvoare. Astfel, răutul nu seacă. Oricum pornește de aici și merge mai departe, șerpuind mii de kilometri. Odată intrați în gospodăria țesătoarei Valentine Grinco, ne-am amintit de zicala: pomul se cunoaște după roade, omul după fapte. Cele mai bogate sate sunt acele unde s-au mai păstrat meșterii populari, adică oameni care mânuiesc meșteșugul și îl transmit mai departe. Suntem tocmai la Rediul Mare, Dondoșeni. Am venit special pentru doamna Valentina Grinco, care țese, toarce și împletește mături. Fac și mături. Sunt la bazar, dar eu îmi fac cum pot. Așa, cum de domnul. Cu coada lungă și m-am învățat de la tata meu. Scos, am șac, am tot ce trebuiește. Și nu fac de vânzare, dar fac pentru mine și duc și la fete. Și când obosesc pe o gradă, că fac lucru, apă într-un caz și eu și împletesc. Baroți, împletesc colțuri. Dacă nu, vin și aș aleg o leacă la covor. Ceva să fac. După ce am privit la covoarele de pe pereți, îmi dau seama că ați țesut în cărâmbi, în druci mai mari. Acum ați trecut la altă ramă, mai mică. Da, ne-a făcut bărbatul, fiindcă dăm lână cam să aprochie. Și eu zic, ca să nu să rămâi lână, zic mai Dima, ieși-mi fă un stanoc mai mițel. Și el ne-a făcut aici ca să șibă pe dinainte la pat, de 2 metri iese ea ca. Și ea că ne-a făcut și eu dam o saprochie și lână, dar mai pun și mai am așa ea ca să fac covoraș. Ea că am ales trei. Unul la muzeu și două acasă. Și a treilea ea că este. Dar mari câte ați făcut? Acasă eu am făcut 5. Ea că două la fată și două le-am dat. Dar pensate am ales 14. Multă lume a schimbat covoarele țesute manual pe niște covoare sintetice. Acum, dacă vrem să găsim izvoadele, trebuie să mergem la fabricile din Turcia. A fost și asta o lecție de viață. Acum, important e să păstrăm ceea ce mai avem și să transmitem generații în creștere, ori prin muncă și stăruință vom ajunge la dorință. Transmiteți meșteșugul și elevilor din da, școală, da? Da, la muzeu, ea că am fost de vreo două ori că sunt fotografiată. Când m-am dus le-am arătat cum aleg, chiar coșelă încă eram. Dacă nu o văzut acasă, nici nu știu cum să o iei și cum să fac, dar trebuie mai des. De unde ați învățat meșteșugul? Eu în raionul Creuleni, satul Jevreni. Și am învățat la Dubăsari. Era de 4 luni.
cursuri de 4 luni. De țesătoare? Țesătoare, da. Și m-am dus, mama mea a decedat și eu, ca când veni să mă căsătoresc, dar eu n-am dorit, că am zis că vreau covor moldovenesc în casă. Așa mi-a intrat la mine în inimă. Zic, la croitorie nu mă duc. Că ies și croitorie. Zic, a să mă învăț. E ca mașină și m-am învățat acasă. Dar la covioare mă duc. Și acolo m-au primit 4 luni. Dar eu n-am scos 4 luni. Numai 2 luni și jumate. M-au scos maestră deodată. Că eu am deprins repede. Noi 3 lucram. Și eu ucenic în mijloc. Acelea cam au bănuit. Deși, dar deși pe doamna o scoteți așa repede, maestră, lucrătoare. Dar e zis, de atâta că eu o deprins mai repede și eu trebuie să o scot de la o lună, că eu o deprins de la o lună. Dar că ei fără mamă și fără tată, că la mine dam și tata, adică, da, ei trebuie bani. Dar voi ziceți, mă înțămâns că numai atât lucrați, dar mijlocul tăt, eu îl condușim. Este în sângele moldovenilor acel germene de a mânui croșeta, de a mânui suveica, fusul, de la tot, de la mama dumneavoastră. Mama mea țăsă. Țoluri. Eu veneam de la școală, dar cât eram mititei, ne pune la lână, la scărmanat, ne pune la rășit ca să fășe urzala astea. Și la stativi, în două merge urzala, la stativi când țăși țolurile, dar la covor trebuie 4 sau 6 și rășit ața în 6, ca să ții, știi, bătătura, că ea că dacă bați și ceva așa, ea e să rupi repede. Ce țesea mama dumneavoastră? Țesea țoluri, de tot felul. Și am venit de la școală și mama era pe afară, dar eu ras și m-am vrut la stativi. Nu prea gine ajungem cu picioarele la vatale, la tălchiși. Cum am apasat eu, că două așa și două așa, sprinie cu totul altfel. La mama sprinie, mă brăduț, dar la mine se ieșeau ochișoare. De ce? Cum călcam eu pe tălchiși și ei nu știu. Cum nu-i vine nie în cap. Păi asta e fantezie la dumneavoastră, creativitate. Mi-e ieșit cu o zoare, la mine ieșit cu o zoare, de mitică. Da. Mama intra în casă, zice, dar eu rămăsculam. Iar te-ai vrut la stativ? Nu, mamă, uite că eu se cunoaște, uite cum eu țăs și uite tu ce ai țăsut. La tine se cunoaște. Iar ieșe, iar mă vreau. Iar așa, îmi dam să fac, ca mamă nu ieșe. Și m-am deprins de la țăsut, tot și elea. Și apoi m-a pus și la scărmalat lână, la tors lână, că-i trebuie la țăsut, la cordele, la și trebuie în casă, la tot și elea. Într-o zi, tot așa, mama a luat și o tăietă, dacă fășeai valul mare, te încurca la sul acolo, unde învăluceai tot țolul. Și mama tăie, nu de lângă spată, tăie o leacă mai de departe. Dar ea s-a dus afară iară, fășe, nu știu ce, dar eu m-am scufarcele și de lângă spate și am tăiat tot pânza. Când a intrat mama în casă, Valiu, ce ai făcut? Dar mă, dar cum ai tăiat? Dragul mami, nu așa stai. Să tai mai jos, ca eu să am cum lega. Dar tu ai tăiat de sus, amu, ce să fac? Da, de umeri. Cum ai tăiat, așa e să mă ajut să spun înapoi. Și am făcut cu dânsa. Ia ca n-ajungem, pus că unii m-au așezat, miticuță, că eram în clasa întâia, ca a doua, înghiță era dat cirul. Dar în spate nu era dată. Și mama mi-a zis, tu și-a zis pe scăunel, nața Andrica, tu și vâră prin spate și ne pune mama șirul de acolo, dar eu un șercior îl trăgem în coașe și la fiecare ochi eu trăgem șirul. Și așa și-am pus tot pânza înapoi prin spate cu Andrica. O lecție și de atunci eu am tipărit tot lucru că trebuie să-l faci cum trebuie. Cel mai interesant că țesătoarele privesc ornamentele pe partea inversă. Adică eu nu aș putea vedea acest ornament. Dumnezeu îl vede aici. Munca ne scapă de trei rele. De urât, de fapte rele și de neavere. I-a fost interesant să le țese celor două fiice câte un covor de la mama. Așa e floare. Dar eu am făcut până la jumătate, ca când floarea am desenat. Dar când am urzit pe druji, apoi am numărat tăt șirile cât și cum măr la două fete și așa și-am făcut aici. Și-am făcut ca să iasă două fete și doi cerpi. Două fete dintr-o parte și doi cerpi la mijloc. Că eu am două fete și una e mai smolită, dar una e mai albă. Asta și înseamnă creativitate. Da, fotografia se rupe, dar covorul
pe viață. Și le-am scris și la una Grincu Dina și la una Grincu Tania. Unul în anul 1991, dar altul în 92. Valentina Sârbu, după căsătorie Grincu, a trecut prin greutăți, dar fiind luptătoare de fire, le-a depășit. La Rediul Mare a venit la un frate după ce a rămas orfană. Țesutul, practic, a și făcut-o să rămână aici, deși o tratau ca pe o străină, ea, muncitoare fiind și răbdătoare, s-a comportat cu fiecare respectos și cu bunătate. Am venit la fratele, fiindcă mama o decedat, deși noi am și doi frați aici la Rediul Mare. M-a aranjat la fabrica de conserve. A lucrat acolo un an de zile. Și a venit la dânsul acasă și tamana mahala a legit la o femeie, cu vorbi sta mare. Dar el s-a dus și zice, Chiochi Vale, dar persoara mea știe a lege. Ian, dar ești, du-și o cheamă să vei, cu una olea din Dondușeni. Mă duc, mă așez, zice, hai așa-te lângă mine. M-am așezat, zice, pa da. Lucrul ăsta care ia ca l-a lucrat tot covoarele este, e pe un șir. Dar aici eu, ia ca pe două șiri. Și m-am așezat și dam așa. Ei, dam citești de floare și eu dam, dar gospodina acasă zice, of, nu, ca să-i striși. Nu așa. Dar eu zic, dar parcă așa, dar aici, nu, că tu nu știi a lucra. Da, chiochea Olea și ea, Dumnezeu s-o ierte, că nu e în viață, zice, ești fata, eu învățat la școala asta cu două șiri, că eu știu, dar noi elegem câte un șir, fata e tare giniștie. Și așa o zis el, asta e fata mea, vse, o iau în primire. Și așa și m-a luat prin sat și alegem cu dânsa cu ăla. Și o terminat la prin sat și aliceți ca ca 2 ani de zile n-am fost căsătorită, am stat la fratele și mă ducem la care avea nevoie, cam un aleg. Un aleg, dar alegești 100 de ruble, cum era atunci când am doamnă. Asta era foarte mult. Era mult. Eram 3 femei și cum s-o cotem noi, făcem de 3 metri sau de 4 metri, cum dorie femeia. Dar ne stăruiem într-o lună să-l fac. Da. Incredibil, dragi prieteni, într-o jumătate de secol câte s-au schimbat. Acum vine o servitoare sau dădaca, acordă servicii contraplată. Atunci mergeau țesătoarele prin sate și alegeau covoarele ca să pregătească zestre celor care nu mânuiau meșteșugul. Multe s-au schimbat, secolul 21. Am ales la lume, la care mă nănie pe mine, dar și rămânem și dorneam, deci lăși te duci acasă. Tu ești singurică, te duci la fratele, ia înșă și dorni, și pe loc aici, cu chiochea Olea și ea. Dorneam la femeia și care legem. La chiochea Liza, la chiochea Vera din sat aici, baba Mărioara, baba Palaghei, eu aici stare multe, ea că le-am, Chelenuța, cu Nina Lubojic, cu multe, multe. Până v-ați măritat. Până m-am măritat, da, dar nu aveam cu cine, că ele tot mureau și eu nu aveam cu cine să aleg. Și n-am avut. La mine eu ne-am luat două babi. Nu se duce eu, dar poate la lucru, că dam altele se mai la lucru, la deal, la prășit. Și-a venit cu dânsile și am ales la mine covorul. Dar când la este două, n-aveam cu cine. Și zic, hai, haideți voi, fetelor, să vă învăț să alege. Și le-am luat pe dânsile și ia ca cum șed, cu dânsile am ales, le-am arătat cum să dă ieșirul, cum tot ghinișor. Eu le citem, ele dau cu mânuța, ședem lângă dânsele și ele cu mânuța mânuieu și puneau pătrățelile care trebuie culorile la floare. Le-au prins bine în viață? El le-au prins, dar s-au ales croitoria. Fiicele Diana și Tatiana au țesut împreună. Acum sunt cusutorese și fac design vestimentar, dar prețuiesc munca mamii și o încurajează să facă ce-i place mai mult. Stare fericită. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dăruit 3 nepoțele și 2 nepoți. Și ești bucuroși când le-a spus că ea că așa și așa, dar zice, of, mama Valea, că e mama Valea, ne zice, of, mama Valea, ce lucruri faci ne-a ta? Așa e la întâuna, învață la Chișinău, tot nepoțică. Nepoțică la colegiul de designer, cum să zic, de croitoreasă. Tot vine și îi arăt, ea că așa și așa, mama Valea, de la ne-a ta noi tătcele, numai ne-am dus la ea asta, dar tot iubim, tăte este ea. Nepoțăl am, Cristi. Totul i-a plăcut. I-am făcut ea ca așa din rămcuț. Da? Da. Și i-am pus țântișoare, coață și i-am dat și el zice, mamă, le învață și pe mine când învăța la școală. Și băiet, dar o vrut să fac și el covoraj, zice,
să văd cum neata lucrez. Privind de pe treapta vârstei sale, doamna Valentina Grinco spune că lucrul manual este viața și sănătatea ei. A suportat 7 operații, dar a lucrat și lucrează, fiindcă lucrul manual îi oferă un suport psihologic. Eu mă liniștesc cu lucrul ăsta. Nu mă gândesc la bolile astea care le-am prins, dar mă liniștesc cu lucrul ăsta care îl fac eu. Și las rămâi ca amintire. Poate fetele n-au unde, dar nepoții. Fetele am unul, cam e altă modă, dar nepoții să împarcă roata ca și așa să iei lucrurile astea care le făcea mamuia. Cu furca de tors, iese afară, la umbră sub copaci. Aici își dea până amintirile, în gând ascultând zgomotele satului și ale naturii. Noi, între timp, poposim la o altă meșteriță din Redul Mare. Doamna Maria Drăgălin, este incredibil cât de iscusit coase dumneiei cu paiete pe costumele populare ori aici la nordul Moldovei. Este un pic de influență bucovineană și toate ornamentele sunt cu paiete, sunt cu flori și simboluri eterne. Doamne ajută, doamna Maria, dumneavoastră, coaseți, văd că coaseți pe canva, dar ați pornit o ie tradițională. Până acum nu știam cum, dar acum, prin internet, am mai aflat câte ceva și am început să cos corect. O parte am cusut, întreb încă o mânică. Întreaga sa viață a fost educatoare la grădiniță. A început să coasă din necesitate. Avea nevoie de costumașe de sărbătoare pentru fetițe și le-a confecționat cu forțele proprii. Am început a broda de pe când lucram la grădiniță. Copiii mei erau căsătoriți și aveau nepoței și le trebuia la grădiniță, pe urmă la școală. Și am cusut din tăi această fustiță pentru ea când era mică. După ce a crescut, a avut o șezătoare la școală și era așa două fată. Și le trebuia la șezătoare și ea și mama și am două fete, erau, trebuiau să fie în costume naționale. Bunica mea din România mi-a adus un costum românesc. Și una avea, două n-aveau. Și m-am gândit, de ce să mă duc să mă rog la unul și la altul și eu n-aș putea să cos. Și pe urmă am început a coasă, am intrat în ansamblu Crenguță de Busuioc. De acum eu nu aveam cu ce să mă duc la ansamblu și de-am cusut costumul acesta mie. De ce ați început cu paiete? E mai complicat, dar e mai frumos. Eu în 2019 am fost de la Băz și am predat la fete, lecții am dat cu cusătură și cu brodători și de acolo. Vrând de vrând, trebuie să dau lecții lor și trebuie seara să învăț. Ziua eram la grădiniță, seara, noaptea învățam eu și a doua zi, după amiază mă ducem și predam lor. Așa le-ați învățat, da. Abecedarul cusutului. Și le-am pus pe toate și au făcut toate așa ca mine. A cusut și icoane, coblenuri, confecționează podoabe din margele și vrea să coase o cămașă cu altiță tradițională. Dar asta urmează. Găsește timp și pentru repetiție, fiindcă face parte din ansamblul Firicel de Busuioc și se întâlnesc toate doamnele la muzeu. Busuioc la naștere, Busuioc la moarte, floare de tristețe, floare de noroc. Doamne, cum încape viața noastră toată, între două fire, vezi de busuioc.
direct din gospodăria meșteșugarilor, am trecut în muzeul satului Rediu Mare. Frumusețe mare aici, fiindcă aici își păstrează toată bogăția și patrimoniul satului. Aveți o colecție impresionantă de ștergare, de prosoape. Toate sunt adunate de la gospodinile din sat. Cel mai vechi pare fi acela foarte cel interesant. Mai vechi e din 1812. Atrageți atenția, cât asemenea, de frumos. Da, asemenea metode de ornamentare direct pe pânză este foarte rar întâlnită. Și celelalte? Acestea sunt râurile, acestea sunt flori. Flori de măr? Da, acestea tot râurile, acestea sunt rombice. Iată acesta ne-a lămurit că e drumușor. Iată acesta, da. Acela e râu, răut. Da. Oale, butăieșe, ulcioare, de făcut înainte mac, făceau plăcinte. Asemenea, vase sunt doar la nordul Republicii Moldova. De ce? Fiindcă aici se făceau cupturile cu mac și acesta este mac cu terț. Acela-i ceasul, primul ceas din sat, era la marginea satului. Când treceau oamenii, plecau la piață și întreba cât e ora la piață. Numai un ceas era. 1918-20, când cu căruțele plecau la târg de dimineață tare. Deci Rădiu Mare este pe traseul Edineț Otaci și treceau carele cu boi spre Otaci și întrebau câte ora. Întrebau câte ora, că nu era mai mult. Ăsta e primul ceas din sat. Avem donații oladă de la gospodarii din sat. De la gospodini avem toate piernile, fețele de pierni cusute. Toate sunt manuale. Covorul e aparținerii doamnei Vindereu Maria. Uitați-vă ce scaun cu buchet de flori. Adică omul când se așeza deja era menit să aibă bună dispoziție, sănătate și bucurie în viață. Situație cunoscută deja, fiindcă la majoritatea expozițiilor și în majoritatea satelor văd că cele mai prețioase exemplare de covoare sunt așternute pe jos, fiindcă ele sunt cele mai vechi și le așternem pe jos, da. Acest covor l-am găsit la o bătrânică. Sta acolo aruncat, l-am luat, l-am spălat, l-am adus în ordine și el e, nu-i țesut, dar e făcut cu andrica. El trebuie să fie din anii 1830, cam așa îmi povestea, că e de la străbunica ei. E foarte simplu, într-un fel, dar este din lână și unde l-a șternea? Jos, lângă lijancă. Poicică de alune, ila, 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 drag mi se colin prin lume, ila, 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 ila. Ne bucură faptul că este un muzeu viu, adică aici se țese, se desfășoară masterclass-uri pentru copii și adulți. Tot aici se întrunește sfatul femeilor și repetiția ansamblului Firicel de Busuioc. Viața însăși este ca un râu. Dacă ar curge așa între două maluri, ca și râul, ar trebui să ne împărțim. Un mal să fie lumea și alt mal să fie familia pe care trebuie pe ambele să le păstrăm. Un popor trăiește atât cât are rădăcini, dar rădăcinile lui sunt tradițiile, sunt obiceiurile, sunt ceea ce ne-a lăsat strămoșii, este folclorul nostru frumos, extraordinar, filosofic, aș spune, foarte adânc. Și este lucru cel manual în care avea absolut fiecare firicel de ață, avea sens. Aș spune că este mai mult decât o artă. Aș spune că asta este însăși viața. Satul Rediu Mare se află tocmai la mijlocul centurii culturii cucuteni. Aici au fost găsite cioburi de lut, transmise Muzeului Național de Istorie, dar ar trebui aduse și câteva în muzeul satului. Cu vreo 7000 de ani în urmă, aici era o civilizație. Ea se numește Cucuteni Tripole. Ceea ce găsim noi acum, cioburile de oale sau lut ars, asta e
precucuteni, adică încă mai devreme decât cultura cucuteni. Am fost cu bucățele astea de cioburi, cu lutul ăsta ars, am fost la Muzeul de Istorie în Chișinău și acolo mi-au spus că, uite, asta datează cam de vreo 7.000 de ani în urmă. Așa că civilizația pe locurile astea a fost și cu 7.000 de ani în urmă. În partea de sud-vest a satului se află un parc, monument de arhitectură peizagistică, în care se ridică conacul lui Victor Dombrovski. Sunt mai multe idei de dezvoltare a turismului rural. La Radio Mare, eu cred că e un, nu știu, o oază de turism. Am putea să dezvoltăm asta. În primul rând, pentru că are o așezare geografică foarte bună. Da, el este departe de Chișinău, de centru, dar el se află pe traseul național Otaci-Iedeneț. Noi mai avem un conac extraordinar, o bogăție culturală care, din păcate, cât am luptat, n-am putut să luăm în gestiunea administrației publice locale ca să putem să scriem careva proiecte. Conacul lui Victor Dombrovski aparține căilor ferate Moldova. Adică? Conacul ăsta a fost transformat într-un sanatoriu pentru bolnavi de tuberculoză. Era de talie unională, veneau din toată Rusia. În preajma la conac este 13 hectare de parc. Și parcul ăsta l-a sădit însăși boierul Dombrovski. Dar boierul Dombrovski, vreau numai decât să vă spun, este o istorie extraordinar de frumoasă. Este un polonez. De origine polonez, dar român. Din Botoșani, Curtești. A fost primar de București. Localnicii povestesc că în jurul conacului au trăit și muzicanți, dogari, bucătari și grădinari și meșteri mari care întrețineau parcul într-o stare bună. Acum problema e să-l treacă la balanța administrației locale și să caute investiții, să scrie proiecte, ori la Reiul Mare sunt trei piloni de dezvoltare, apartenența la cultura cucuteni, izvoarele Răutului și conacul Dombrovski, cu parcul de 13 hectare de arbori specii rare.